Bună dimineața, dragii mei, și la mulți ani, la mulți ani români, la mulți ani România. O zi specială, astăzi România a mai adăugat un an, a mai adăugat un an de pace, de liniște, de suveranitate. Nu putem altfel să începem această emisiune decât cu imnul, măcar o dată pe an, de 1 decembrie. Rugăm pe Rosi, căruia îi spunem bună dimineața, să ne pună imnul României. La mulți ani, dragii mei, încă o dată, la mulți ani România, la mulți ani, dragii mei români, la mulți ani tuturor celor care sunteți alături de noi în această dimineață și nu numai, și celor care nu ne urmăriți în direct și ne veți urmări mai târziu pe rețelele de socializare. Clipul pe care l-ați vizionat a fost filmat anul trecut, la Alba Iulia. Îl salutăm pe Gino, îl salutăm pe Vlad Lință, a fost ieri la noi, sperăm să vină în curând din nou la noi aici, la Dale Dimineții, să ne povestească mai multe. Îl salutăm pe micul patriot, cum îl cheamă? Tudor Limbian, dragii mei, și ce să zic, cum se corul, am uitat, e vorba de corul de copii Teotocos din Alba Iulia. Dragii mei, începem o zi frumoasă de 1 decembrie. Ați văzut că vreau să întreb pe cineva, e clar că am pe cineva lângă mine, e surpriză, nu? N-am etichetat-o în dimineața aceasta.
Bună dimineața, Elis! Bună dimineața, bună dimineața, dragi români, bună dimineața, colegilor mele, bună dimineața, doamnei Bianca. Îți fac oficiile de caz, dacă mă vezi, ți-i prezint, pentru că și tu îmi pusă și o întrebare ca să mă uit la tine, că ce? Mă iei așa repede, așa de dimineață. Bună dimineața, Nicol, mulțumesc că ești din nou alături de noi. Bună dimineața, soare, bună dimineața, dragii noștri, și eu mă bucur că sunt astăzi aici, mai ales într-o zi deosebită, specială. Și după ce faci prezentările, sper să nu mai plouă în gură, pentru că ce mirosuri sunt aici și ce bunătăți sunt pe masă, așa bogăție, să ne ajute Dumnezeu să fie tot anul. Doamne ajută-ne și la toată lumea, la toată și toate lumea, casele, la asta toată m-am casa. Bună dimineața, Bianca! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Bianca e Bianca Țurcanu, ea e gazdă de casă alături de Brutăria Mercurian în această dimineață. Bianca ne-a surprins la propriu, dragii mei, nu știu cum o să termine misiunea, pentru că am un coș aici cu bunătățiri, cu bunătățiri pentru români, un platou imens, dragii mei, nu știu cu ce aș putea să încep. Mulțumesc celor de la Brutăria Mercurian că au venit alături de noi în această zi specială și vor rămâne alături de noi până la sărbătorile de Crăciun și desigur și Bianca va rămâne alături de noi până la sărbătorile de Crăciun. În fiecare zi o să vă povestim despre toate bunătățurile pe care Bianca și cei de la Brutăria Mercurian le pregătesc pentru noi. Am emoții, Elisa prins. Ca întotdeauna ai emoții, normal, când începi o emisiune până pornește emisiunea și emoțiile o să-ți treacă atunci când se termină emisiunea. E o zi specială și spunea Elis la un moment dat aici lângă mine, Ioana, Doamne, atâta patriotism în tine. Draga mea, Elis, țin să-ți împărtășesc că noi ăștia care am umblat priblegi prin lume, simțim un pic diferit ziua de astăzi. Eu am mai fost plecată din țară, n-a fost prima dată când am plecat din țară în 2021. Am mai petrecut o dată prin 2000-2001, dacă mi-aduc eu bine. Are importanță, dar atunci s-a fost cel mai greu. Este? Nu știu dacă putem să spunem greu, dar putem să spunem că e diferit. Da, dor și dorul. Nu e recomandabil, dragii mei, să plecăm din țară, dar recomand tuturor pentru a reveni la sentimente de mai aproape de iubire, de patriotism, de acest neam, recomand o plecare de ziua națională, pentru că alături de românii plecați dincolo, vă garantez că veți simți altfel această zi a României și nu numai această zi, pentru că prietenele mele, Elis și Nicol, cu o experiență, dragii mei, considerabilă în jurnalism și în televiziune și în ce înseamnă viața de scenă, de organizare de spectacole, o să ne împărtășească câte zile de naștere a avut România până acum, pentru că nu 1 decembrie este prima zi de naștere, am avut și altele de-a lungul istoriei, sunt convinsă că ele ne vor împărtăși din experiența lor. Bianca, o să o rog să ne povestească de ce a găsit puterea, de ce și-a dorit, pentru că eu și Bianca avem o poveste în spate și Nicol are o poveste cu Bianca. Bianca a început cu câțiva ani în urmă alături de familia ei să respecte tradiția la români. Sunt foarte multe produse care le găsim pe piață și aduc cu produsele care noi ni le amintim din copilărie. Dar eu și Nicol am fost acolo acasă la Bârsău, încă de mulți ani, cu mulți ani în urmă, unde ea și soțul ei, la momentul acela, a început lupta cu plasticul, ca să fiu așa, Bianca. De unde, hai să ne întoarcem, noi am mai spus-o, dar hai să le reamintim telespectatorilor. De unde ați început? În ce an ați început? Am început în 2015 și de atunci continuăm ceea ce am început. Este o mare plăcere ceea ce facem, ne place ceea ce facem, în special mie, că
de un an de zile soțul s-a retras un pic pentru altceva, dar în continuare mă ajută și mă susține. Eu am o echipă cu care lucrez și ce pot să spun? Îmi place ceea ce fac, ador. De câte ori o sun și am vorbit cu ea de ceva vreme, m-am întors în țară, ne-am întâlnit, am întrebat-o, uite Bia, vreau să încep un nou proiect, a zis da din prima, fără nicio, Bia zice mereu da, niciodată nu s-a tras înapoi. La un moment dat am colaborat chiar pe un proiect, Bunătăți din Hunedoara. Dacă căutăm, cred că și găsim încă, că duceți mai departe acel proiect în piața agroalimentară, mă înșel? Da, nu te înșeli, da, este magazinul din piața agroalimentară pe care îl gestionez, se numește Bunătăți din Hunedoara. Este, merge. A fost un proiect pe fonduri europene, multe proiecte dispar, dragii mei, după perioadă, nu reușesc să meargă mai departe. Se pare că Bia a făcut pact așa cu ea, ai făcut pact cu tine să nu te la... De câte ori o sun, ea e în carmangerie, asta mi se pare foarte impresionant. De ce ai ales sau... Hai să ne ducem în copilăria ta, că presupun că undeva în copilăria ta s-a produs această dragoste, că până să ajungi la profit, până să reușești să câștigi bani din toată povestea asta, e extrem de multă muncă, pentru că noi ne aducem aminte, cei mai mulți dintre noi, ne aducem aminte că părinții noștri trăiau porcul. Tu respecti foarte multe rețete întru totul cum se făceau odată pe vremuri. Adică, de ce nu treci și tu? De ce n-ai trecut în partea cealaltă să faci totul mai ușor? Nu am să răspund la întrebarea asta, nu am trecut, fiindcă ceea ce facem noi, mâncăm și noi, și copilul nostru, și toată familia. Deci nu putem să facem ceva ce nouă nu ne place. Dar de unde dragostea asta pentru tradițiile românești? Nu știu să spun, dragostea asta cred că a început de la soțul, fiindcă el a început și după aceea m-am alăturat și eu, fiindcă eu am lucrat în altă parte și soțul meu a spus, trebuie să facem ceva și asta voi face. Lui i-a plăcut și îi place în continuare. Asta, toate rețetele pe care noi le avem sunt făcute de el. Bunicul lui tăia porci și bunicul meu tăia porci și făcea mezelul și așa. Și de la el am învățat tot. Că, nu, pot să spun că de la el am învățat toate rețetele, de la soțul am învățat absolut tot și eu mă duc mai departe. Și vom mai reveni la Bianca, pentru că mai avem, dragii mei, inclusiv rețeta cârnațul de săcărâmb. O să povestim despre aventura acelei rețete, pentru că e într-adevăr o rețetă. Poate îi mai trec emoțiile, Bianca. Eu voiam să completez. Mi-aduc aminte de ei, de familia Țurcanu, când am făcut un reportaj chiar la începuturi. Aveau o cameră amenajată, bineînțeles, cu tot ceea ce trebuie și am filmat exact cum se face cârnațul de săcărâm, pe care l-ați omologat după aceea, nu? A devenit... Produs atestat tradițional. Produs atestat tradițional. Și acolo am învățat și eu câteva secrete. Cât se ține carnea la macerat, că se dă prin sită diferite, mai mare și mai mică, dar de ce se dă carnea și prin sită mică? Ca să lege compoziția. Da. După aceea, când se pune usturoiul și mirodeniile, când se pun alea și alea, și am văzut și afumătoarea și absolut tot. Erau doar ei doi și lucrau de dimineață până seara. Acum... nu-mi vine să cred când văd diversitatea asta de sortimente, la cât de departe au ajuns și nu pot decât să-i felicit și să mă bucur că, uite, mai o femeie hotărâtă care mai ai și ajutoare acum, bănuiesc. Da, mai am pe lângă mine, mai am încă o echipă formată din 6 oameni. Cu ei fac toate produsele care le vedeți. Sunt doar o parte din ele că mai avem. Și nu pot decât să le mulțumesc că sunt alături de mine.
Și ei îți mulțumesc, dau citire câtorva mesaje. Edi, bună dimineața și la mulți ani, bună dimineața la mulți ani și ție, e vorba de tata Biancăi. Bună dimineața, Bia. Bună dimineața. Bună dimineața, Rosi. Și la mulți ani, dragii mei români. Ursu Viorica, bună dimineața, cu drag din Germania, bună dimineața, România. Presupun că este o prietenă de-a mea și coincidență de nume. Și copiii au fost în aceeași clasă și întotdeauna spuneau că sunt frați. Ce frumos! Enea Vasile, la mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani, domnul Enea, și la mulți ani ansamblului Hațegana. Tot doamna Viorica zice la mulți ani România. Și Roxana Elena spune așa: bună dimineața, te iubesc, șefa mea dragă și scumpă, Bianca Țurcanu, ești cea mai super șefă. Astea sunt, de fapt, cred că până la urmă, încântările. O să mai revenim, dragii mei, suntem în direct aici la Hunedoara 1 TV. Ursul Viorica ne spune toată stima. Și noi spunem toată stima. Maria Cornelia, bună dimineața, la mulți ani, România. La mulți ani, dragii mei români, o să avem tot felul de materiale care o să ne impresioneze. Și îl rog pe Rosi, dacă se poate, cei mai mici români pe care eu i-am întâlnit zilele acestea. Grădinița PP2 din Deva. Și niște savuroși. Rosi, hai să vedem despre ce e vorba. Străbate Dunăreanul, e țară ca a mea. La 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 la. Joia-i mândrușul găsește în jocul românesc. La 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 la. We'll be right back.
Dragii mei, am fost la PP2, la grădiniță, la invitația lui Ana Grămescu. Spunea Nicol și cu Elis, ochi de televiziune, că bucățica cu steagul a fost repetată. Așa e, a fost alegerea mea, îi mulțumesc lui Rosi că a dat în reluare încă o dată acea bucățică, pentru că acei mici români, cumva, eu sper din suflet ca dacă plecăm cu steagul, micuți, așa cum sunt cei de la PP2, de la grădinița cu program prelungit, poate reușim să păstrăm în sufletele noastre și când creștem mai mari un pic din dragostea de patrie. Spunea Nicol la un moment dat, înainte să opresc sonorul, înainte să intrăm, că acești români probabil vor pleca din țară. Eu sper să nu plece din țară, de asta am și insistat pe partea cu steagul, pentru că sunt foarte mulți români care dacă au avut acolo, acasă, un pic de dorință, și uite, mă uit la Bianca Țurcanu, de la Casa Țurcanu, și mă uit la Elis, au venit îmbrăcate în ie, dragile mele. Cineva... Și nu ne-am înțeles. Și nu v-ați înțeles. De ce ai venit? Dar am zis că cine are, are, știi? Da. Și a zis că ea n-a lucrat la aprozar. Da. A mie, pentru că am lucrat unde am lucrat. Da. Dar să știi că îți spun unde găsești. Da. Ce m-ai întrebat? Te-am întrebat de ce iubești ea. Ea o iubesc... Cred că de la grădiniță. Și mai ales astăzi, că este ziua României, cu atât mai mult, dacă ar fi vară, aș umbla îmbrăcat în costum popular pe stradă. Dar fiind frig, nu se poate, dar ea este aproape de inimă, de sufletul meu și cred că și aproape de sufletul vostru, pentru că văd că vă place. Și mai ales că se apropie și Crăciunul, astăzi fiind și Ziua Națională, cu atât mai mult simți emoții de trăire, de iubire față de țară, față de semenii noștri. Și de ce nu? Că deja se aud clinchete de clopoței, colindele, iată și doamna Bianca a venit cu aceste produse care ne duce spre ajunul Crăciunului. Și este frumos acum să colindăm și să purtăm în suflet tot ce este mai frumos și să ne întoarcem și la copilărie. Colinda, Crăciunul, ne duce cu gândul la copilărie. Am dreptate. Foarte adevărat, eu iubesc această perioadă dinainte de sărbătorile, înainte de Sfântul Crăciun, pentru că toată lumea devine mai bună. Bianca, de ce iubești ea? Iubesc ea fiindcă sunt româncă. Ești româncă? Da, sunt româncă și aici voi rămâne, de aia am și ales să fac produse tradiționale, cum făceau bunicii. Și ce pot să spun mai mult? Să ne aducem aminte de bunicile noastre, da. De părinți care în serile de iarnă făceau mileuri și coseau pe tamină motive populare care erau pe ei, luau modele. Da, dragii mei, eu m-am îmbrăcat în roșu, galben și albastru, albastru, roșu și galben, nu părul. Părul, păi îmi zice Nicol, știam că vine și Nicol o să zică bună dimineața, soare, acesta este galbenul, am încercat să fac un tricolor, nu știu dacă mi-a ieșit, vedem până la sfârșitul emisiunii, dar e clar că cei care ne urmăresc ne trimit mesaje. Ioana Câmpian, te iubim, îți spunem, cu
puțină întârziere, te rog frumos să ne ierți, a fost ziua ta pe 29 noiembrie, îți spunem la mulți ani, ea ne spune bună dimineața, felicitări doamnelor. Mai avem aici pe Maria Hinț, bună dimineața, la mulți ani, o zi frumoasă să aveți. Tanti Maria, încă o dată vă spunem la mulți ani și vă mulțumim pentru că ieri ne-ați tratat cu sarmale și eu și Rosi am făcut din ele. Rosi, au fost bune? Foarte bune. Mai vrem. Nu mai provoca că dă din casă tot. Asta este dale dimineții, să dăm din casă. Toți telespectatorii mei fac parte din echipa dale dimineții. Corect? Corect. Suntem o echipă, muncim, ne distrăm astăzi și cântăm. Mircea Frijan, la mulți ani români, la mulți ani Mircea și sper să vii curând alături de mine la dale dimineții să cântăm împreună. Bine, cânti tu, că eu dacă cânt, tu știi, Mircea chiar știe, stricăm ziua cuiva. Nu mări să cânt, nu mări să colind, așa cum a spus Elis, dar va colinda cineva în această emisiune, dragii mei, dar mai la final. O să vedeți despre ce este vorba. În acest moment sunt cu gândul la Deva, tot binele din urmă, spune din lume, îți spune doamna Viorica. Te pup cu drag, pup și eu și mi-e dor de ea să vină acasă. Jitea Iulian spune bună dimineața și la mulți ani, la mulți ani România. Și noi îl salutăm pe Iulian, un preambul, luni dimineața va fi la dale dimineții. O să vedem, o să vă spun până la urmă cum va ajunge Iulian la dale dimineții luni dimineața. Până acolo vreau să rămânem în atmosfera de sărbătoare și să sper că le conving pe cele trei prietene ale mele și nu numai pe ele, că un pic de patriotism nu ne strică, dragii mei. Nicola, ai fost vreodată plecată din țară? Da. Am stat 6 luni în America, în Hollywoodul de Florida. Este un satelit al Miami-ului. Și am prins 1 decembrie comunitatea de români de acolo a sărbătorit, dar în stil american, dar cam ca și la noi, dacă stăm bine să ne gândim. Majoritatea erau de o anumită vârstă și prinseseră ziua națională 23 august, când după defilări și după, toată lumea se ducea la grătare, la pădure, la unde erau zonele de agrement. Mi-aduc aminte de vremurile alea. Așa și americanii se adunau la o gazdă care avea un spațiu mai mare, curte, mese, grătare și povești și da. Socializare. Da. Cam asta era, dar cum să spun, era o rutină, pentru că dacă stau bine să mă gândesc, cam o dată pe lună, tot așa, din casă în casă mergeau și la un grătar și la o poveste. Țineau comunitatea. Dar fiind românii care erau da, plecați, românii, că da, ei erau mai uniți. Aveau și, da, dar aveau și prieteni americani care, da. pe care îi invitau. La fel cum americanii invitau pe români, da. De ziua recunoștinței, de... Da, iar să știi că tricolor și mai puțin cei care mai veneau prin țară mai luau ba o cocardă, ba un steguleț, ba un așa, dar erau mai rezervați acolo în curte, curtea, îți dai seama, în spatele gardului, știi? Da. Și muzică românească, da? Tot așa, își făceau rost de CD-uri, de casete, de ce aveau, știi, și puneau muzica. Și mai îți stăiau dorul de țară. Adevărul este că am stat de vorbă cu mulți dintre ei, îți dai seama, am stat 6 luni, o jumătate de an și îmi spuneau că dorul de țară, dorul de familie, dorul era copleșitor. Dar
Mulți dintre ei parcă nu mai voiau să vină acasă, pentru că de câte ori ajungeau acasă erau bombardați cu necazuri și cu probleme și cu povești triste din partea comunității, știi, no, a rudelor, a... dar petreceau. Petreceau. Cu toții, adică avem impresia, nu treceau că, peste. Cu toții avem impresia că în altă parte e mai bine și nu vorbim numai de românii plecați dincolo sau de românii rămași aici. Dacă lucrăm într-o întreprindere, ni se pare că dincolo e mai bine. Dacă lucrăm într-o instituție, ni se pare că la ceilalți viața e mai bună. Nu avem de unde ști, cum se spune, te-ai gândit vreodată să rămâi acolo cu adevărat? Nu. Nu s-a gândit. E român adevărat. Nu, și am și convins doi români să vină acasă. Da, după câțiva ani m-au sunat și au spus: Nicol, nu-ți vine să crezi. Ce? Zice, sunt în România, m-am însurat, îmi fac casă, zic, ai nebunit. Ce? Zice, ba da, ai avut dreptate. Acasă e mai bine. Acasă e mereu mai bine. Eu mi-aduc aminte momentul din 29 septembrie, undeva în septembrie, în octombrie, în clipa în care am oprit mașina în vamă și am scos buletinul, a fost clipa în care am știut 100% că nu voi mai trece vama înapoi decât ca și turist, dragii mei. Vameșu a luat buletinul, s-a uitat la mine, s-a uitat la buletin, a văzut că plâng, pentru că instant am început să plâng, mi-am dat seama că acasă e acasă în România și așa va fi mereu. Românii din Austria îi salut pe foarte mulți, am foarte mulți prieteni, Mihaela și Costel, în mod special știu că se uită la emisiune, nu vreau să vă fac să plângeți, vă salut de aici de acasă și oricând vă primim acasă cu brațele deschise. Avem români frumoși în Spania care sunt alături de noi, Mircea Cimporescu și Ileana Mihailean, îi salutăm și știu că sunt mereu cu sufletul acasă. Românii de dincolo, în stilul meu, chiar dacă am pribegit, am vrut și am stat cu ei de vorbă de foarte multe ori. Ziua de 1 decembrie, în cazul de față, pentru că în cazul de față de la Revoluție încoace din 89, 1 decembrie e Ziua Națională a României, declarată de către autorități, aduc sufletul românilor o nostalgie, dar de o zi. Mereu i-am întrebat și am avut curiozități, ei au spus nu ne întoarcem acasă, dar nu ne întoarcem acasă nu pentru că nu suntem români, nu ne întoarcem acasă și nu neapărat pentru probleme. Cei mai mulți dintre ei au făurit acolo o casă și un viitor pentru copiii lor. Marea majoritate dintre ei visează ca după pensionare să se întoarcă în România. Nu am auzit, eu personal nu am întâlnit niciun român în străinătate care să viseze să pensioneze și să rămână acolo. Ai fost plecată vreodată din țară, în afară de călătoriile cu dansurile, cu folclorul și ansamblu, deci doar cu ei. Doar cu ei. Doar n-ai cu avut ei. Alte curiozități. Nu. Dar am avut înainte de 89 un turneu de o lună de zile în Franța și Elveția. Și vreau să spun că a fost îngrozitor, pentru că un turneu maxim, 2 săptămâni, 10 zile, ți ajunge, mai ales și cu, după ce ești cu 35 după tine și răspuns de fiecare. Dar după o lună de zile venit acasă, am ajuns în vamă, cum spuneai tu, și un dansator a coborât din autobuz, s-a pus în genunchi și a pupat pământul. Deci așa a fost. Pentru că ne-a fost dor de casă, ne-a fost dor de mâncarea noastră, ne-a fost dor de ai noștri și a fost un gest, nici nu ne-au mai controlat. Cu atât mai mult că era înainte de Revoluție, când toată lumea spunea, vai de mine ce greu e și ce greu este, era, da, cu adevărat. Da. Și tu vă bucurați că vă întoarceți acasă la rău. Ne-au dat pașapoartele înapoi și au zis, mergeți cu Dumnezeu acasă și drum bun. Și am venit acasă și a fost foarte frumos. Vreau să spun că în 1995 am fost în Egipt în turneu. Majoritatea am fost prima dată atunci cu avionul,
deci aveam emoții toți și eu. Și era la o lună, două, chiar după accidentul acela aviatic de la Balotești. Inclusiv cei mari, maturii, abia i-am urcat în avion. Mergem că nu o să se întâmple nimic. Și am ajuns în Egipt, în sfârșit, neașteptat acolo, ne-am dus la sediu de cazare și, pe urmă, spectacole noaptea, pentru că ziua nu puteai ieși. Ziua te duceau la piscină și noaptea era frig. Atunci dădeam spectacole, dar vreau să spun că te plimbai prin Cairo, era bulevardul extraordinar de elegant, frumos și strada cealaltă o sărăcie cruntă și făceau mâncare în fața casei și pe cartoane. Așa o diferență enormă, enormă. Dar a fost mare lucru să te poți bine după multe lupte, că eram foarte păziți, nu puteam să... A fost singurul turneu în care n-a trebuit să-mi număr dansatorii, muzicanții. Avea grijă poliția de acolo. Și sigur nu voia să rămână nimeni acolo. Și sigur nu se pierdea niciunul, pentru că în față mergea polițistul cu motocicleta, în autocar în față era încă unul, Mehmed îl chema, și în spate era altă mașină. Și am obținut cu greu să mergem sus la piramide, să mergem la Sfinx, să mergem să vedem una alta și tot. Ei ne-au dus la fabrica de papirus, la fabrica de parfumuri și în final ne-am dus și la piramide. Și era un student care a făcut farmacia în România, în Iași. Și zice: "Doamna, ce trebuie atâta piramid?" Și vine unul dintre dansatori și zice: "Doamna Elis, dacă nu strângeți de gât, eu în două mișcări l-am terminat pe Mura." Ei s-au săturat de ele, da, nu? Da, a fost frumos și fericirea cea mai mare a fost când veneam spre casă. Nu vă spun ce bucurie și ce cântece și... Asta vorbesc și înainte de 89 și după, și după 89. Da, românii, da, rămân români. Și Rosi, te rog din suflet, dacă tot am povestit de avioane, hai că avem un material cu niște români care au cântat imnul La Înălțime. Hai să vedem despre ce-i vorba. Și primii români care au cântat imnul, postarea e de acum 9 ore, am luat-o de pe pagina de Facebook al domnului Nicu Cioancă, îl salutăm. Nu se știe când ajunge la Deva și l-așteptăm, dragii mei, aici la noi, la Dale Dimineții, să ne povestească unde a plecat așa de vreme cu avionul. Era clar că e vorba de artiști români plecați undeva în străinătate.
și acolo în avion au găsit alți români care au fost dornici să cânte alături de ei. Îi salutăm, le dorim drumuri bune pe unde merg prin Europa. Noi, pe timpul materialelor, ne contrazicem, dragii mei, aici. El seara să zică că dau din casă. Dar vreau să știți părerile oamenii. Nu, mă bate. După emisiunea să mă bată, în timpul emisiunii n-o să mă bată. Zicea Elis că vorbim prea mult de românii plecați dincolo și că să povestim și despre românii de aici și să vorbim despre tradiții. Draga mea, o să vorbim despre tradiții de luni din 4 și până în 24 și cât ne ajută Dumnezeu până aproape de sărbătorile de iarnă și chiar trecerea dintre ani, pentru că să nu uităm că vine și Revelionul, o să tot vorbim de tradiții, inclusiv tu la duminica la Izvor de Cântec Drag o să ai probabil invitați despre care cu care o să discuți despre tradiții colinde. Și să nu vorbim acum de tradiții. Vorbim de tradiții, iubita, pentru că eu iubesc tradițiile. Hai să vorbim un pic de, v-am zis, îmi plouă în gură. Hai să vorbim un pic despre produsele de aici. Nu mai vreau să vorbesc despre produsele. Ba da, uite, nu, să vorbească Bianca, să vorbească, pentru că atunci la începuturi, da, de care povesteam, nu știu, cred că aveați una, două sortimente, nu știu cu câte ați plecat la drum. Și câte aveți acum, că uite-te, nici nu știu ce e în coșul ăla, dar... Eu tot număr, dragi mei. O întrebare la doamna Bianca, înainte de a răspunde. Vin la dumneavoastră colindătorii. Prea puțin. S-au împuținat colindătorii, da. Așa? Că vreau să întreb, cu ce-i primiți? Mă gândesc că aveți cu ce-i primiți. Mulțumim la Dumnezeu, avem, da. Dar nu prea vin. Sau... Nu prea vin, așa? De ce oameni nu mai se merge cu colinda? Stai un pic, că vreau să număr aici. Nu Bianca, trebuie să număr, că pe Bianca să zică ce e acolo. Să ne spună Bianca. Deci, ce avem aici? Acolo avem un salam cu șuncă. Deci, dacă mergeți cu colinda la Casa Țurcanu... Mulțumesc! Deci, dragilor, hotărâți-vă, fiți români adevărați și luați-o câtă bârsău, că merită. Avem aici, deci ce este? Un salam cu șuncă, făcut doar din pulpă de porc. Mergem și mergem în grup vocal. Pe Bianca și vă aștept cu drag. Așa. Și nu merge nici la brutăria Mercuria, încă vin ei, îți garantez. N-are niciun să nu pun mâna, atunci. Trebuie să pun mâna. Ăsta, că nu mai pot de poftă, Bianca, spune să nu pun mâna. Pun mâna, că mai pot să pun. Mulțumesc, Bianca, mă lași. Deci ăsta... Un salam cu șuncă. Da. Eu le cunosc, că vă povestesc de unde și... Vezi că și ea înghitense. Mai pot! Ăla este un salam de casă. Așa. Avem un ciolan dezosat. Așa. Un cotlet de porc. Da. O rulardă țărănească, făcută din cotlet de porc, învelită în piept de porc și cu semințe. Mai pot. Avem un sângerete, care noi îl facem... Asta mulți... e sângerete? Nu, asta? Ăla. Da. Seamănă cu cârnațul ăla, dă-l mânc eu de la tine. Da, ăla este un sângerete pentru sarmale. Vai, da ce bun e! Rosia, vai, aici avem slăninuță, da. Pe care eu o cumpăr de la Bianca, de acolo, de la chioșc. Avem o costiță. Dragii mei. Și mai avem un maioș. Maioșul nu l-am mai găsit. Aici, da. Acolo. Și asta mai este rulada de care spui? Și acolo aici este rulada țărănească. Toate produsele, da, pe care le avem acolo. Și salamul cu șuncă. Nu mai pot șuncă de poftă, dragii mei, la fel. Cum și revin, Elis, de ce insist pe idee cu plecatul? Pentru că aici acasă să știți că nu simțiți atât de dorul de produsele tradiționale românești, cu adevărat tradiționale românești. Și râdem și glumim astăzi la dale dimineții. Nici nu au gustul nostru. Și nu au mirodeniile noastre. Alte gusturi și alte sunt magazine, da, românești și acolo, țin să vă anunț, dar din păcate ajung doar unele produse. Ideea e că eu când am ajuns în țară, fără nicio glumă, acum, ăsta e și motivul pentru care amfitrionii acestei petreceri din această dimineață e Casa Țurcanu și Brutăria Mercurian. Primele două drumuri au fost în piața agroalimentară, unde mi-am cumpărat vestitul cârnaț pe care Petronela Tămaș, bună dimineața, eu îl mănânc proaspăt, nefiert, neprăjit.
și Crâmbuștii de la Bianca, dar despre ăștia o să mai vorbim în alte emisiuni, pentru că Bianca o să vină foarte des și dacă nu o să vină ea fizic, eu sper să putem să vă dezvăluim rețetele ca să prindeți încredere, dragii mei, și să vedeți că nimic nu e nenatural și necurat și de pâinea de la Mercurian, care și ei vor rămâne alături de noi pe toată perioada lunii decembrie. Acolo avem un cozonac de post care se face doar în această perioadă a anului. Cred că se mai face și în perioada postului de Paște. Sunt produse la care le ducem dorul. Eu de asta insist la românii plecați dincolo, pentru că să știi că dorul e altul, apreciem altfel. După ce plecăm odată, așa hai hui prin lume, ca a zis Bianca, cine vă pune să plecați? Te apucă așa, nu știu ce te apucă, m-a apucat și pe mine, ridică la școală. Două degete, da. Mi-am adus aminte, știi că tot vorbeam de uite-te, de produsele de aici și de masa bogată. Nici nu știți ce specialitate era cea mai căutată în America de Ziua României. Dacă vă spun... Nici. Nu. Cârnațul. Nu. Spune. Șoricul de porc. Șoricul. Deci a fost marfă, cum să zic, dusă din România, dar ambalată în 11.000 de pungi și de nu cumva, da, cum să zic, șoric de porc de casă, nu așa. Și cum era aranjată masa pentru fiecare invitat, cu porția tăiate feliuțe subțiri de șoric și puse la fiecare persoană invitată și n-a mai interesat pe nimeni nici de sarmale, nici de aia, nici de aia, nici de grătare, nici de... Când au văzut șoricul, toată lumea a înnebunit. Și stăteam și mă gândeam, zic, Doamne ferește, zic, cum să fie asta o delicatesă? Cum să te gândești că nu-ți trebuie nimic altceva decât șoric de la porc de casă? Este. Și Dana, uite că... Familia mea de adopție din Austria, cei care mă cunoaște știți că am fost plecat la o familia de adopție, cum spun eu, pentru că este mama și sora fostului meu soț, le iubesc și le mulțumesc, s-au comportat cu mine ca... copilul. Deci tu ai fost la soacră plecată. Da, și o iubesc, să rămână oma. Bravo. Exact ce povestește Nicol. Orice ai trimite de acasă, nimic nu e cârnațul de casă și șoricul. Șoricul, Dana, că e de acasă. Are program. E la mare căutare șoricul. Vă povestesc o fază. Și ce zice de porc? Da, și urechi de porc. Iem de final... Nu mai e sonor pe TV, ne spune un telespectator. Mulțumim că sunteți alături de noi și ne urmăriți. Rosi probabil o să rezolve foarte repede. După cât ai vorbit de mâncare, săracul Rosiile și acolo. Mircea a intrat online. Bună dimineața, Mircea, te-a mai salutat și mai devreme. Toți românii plecați din țară. Mai avem doar 5 minute. Asta a fost acum 2 minute. Nu mai contează că Rosi mai îmi găsește, mereu mai face rând decât un minut. Bianca, tu ai venit cu un prieten astăzi. Da, am venit cu niște produse de patiserie făcute de casa Gabi, pe care de mâine o să le găsească, o să fie în magazinul meu din Piața Agroalimentară din Deva Bunătății, Hunedoara. Domnul este de la Breta Mureșană. Face produsele la fel cum le facem și noi, tradiționale, în stilul lor, cu untură de la noi. Eu le aprovizionez de untura de porc care le bag în produse. Sunt niște produse foarte, foarte bune și cine dorește pot să meargă la noi în piață. Vreau să spun, apropo de asta, că prin intermediari am ajuns anul trecut să comand și eu cozonac cu nucă de la Bretea. Excepțional! Excepțional! Deci, pot să spun că e nucă cu cozonac, nu cozonac cu nucă, știi? Și asta contează foarte mult. Deci, excepțional! Chiar rău! Îți mulțumesc, Bia! Și eu îți mulțumesc! Îți mulțumesc, Nicol. Cu drag, întotdeauna.
la tătă ca să-i lumină. Ziurele de ziua la tătă omul-i masa plină. Zăurele de ziua, cine șa de n-astă casă. Ziurele de ziua la ferești cu flori domne. Ziurele de ziua la obloace busuioace, ziurele de ziua, și la anul venit. Ziurele de ziua, numai sănătoși de om fi, ziurele de ziua, numai dacă ni-s primi. Zoom.